este omniscientă și aproape omniprezentă. Aceste două atribute vin mănușă invitatei mele. Are o vitalitate extraordinară, o minte care zburdă cu precizie matematică prin noianul vieții publice și nu există subiect pe lumea asta pe care să nu-l poată aborda. Stârnește controverse cu zâmbetul pe buze, iar ipocrizia nu i-a fost niciodată prietenă. Doamnelor, domnilor, Monica Tatoiu. Monica Tatoiu o arată cu degetul. Bună ziua! Cum? Nu la investițiile miraculoase și jegoase din zilele astea. Nu, m-a mușcat pisica. Drag. Am avut impresia că ați venit special. Pentru că dumneavoastră orice apariție TV aveți și aveți multe, rămâneți în memoria telespectatorului cu ceva. Mi-a explicat un telespectator inteligent, că l-am întrebat de ce, inclusiv când piață, ziceți, sunteți una din puținele persoane, eu am identificat 7, care este adevărată când vorbește. Adică mie nu-mi scrie nimeni speech-urile, mie nu-mi spune în cască nimeni ce trebuie să spun în emisiune, mie nu-mi trimite niciun șef pe WhatsApp în emisiune ce să spun. Și românul nu e prost. Românul nu, publicul e foarte nu e prost. Inteligent. Dar ați declarat odată că în tinerețe, da? Nu știu, 39-38 de ani, a fost iubita unui... Și... Nu, da. Ați fost iubita unui danaz, dar nume, că se, eu știu, Doamne ferește. Unui șef de serviciu secret sau o chestie de... șef, un tip foarte important, însă britanic, da? Britanic? Da. Și atunci a semnat cu securitatea că aveați... Când m-am întors, da. Pentru că aveați un iubit... Păi da, cum? Adică cum? Dar v-au dat grad în securitate? Nu, sau? Doamne ferește. Da, eu am călătorit, eu am fost în Italia în 81. Nu, dar vă întorcea și trebuia să scrieți. Păi, crezi că Băsescu n-a scris tot așa? Tot cine a plecat în străinătate trebuia să spună cu cine s-a întâlnit și... Și aș face-o din nou, Mara. Ați... Pentru că pentru țara mea... A, eu pot să-i bălăcăresc pe ăștia, să-i spun că stâmpiți, că idioți, că nu știu ce. Da, vă întrebam da, și... Da, afară niciodată. Și detaliile astea, domnule, ai un iubit în da, serviciu... Da, aveam fotografii. Am văzut și le predați? Nu. M-au convins că mi-au arătat fotografiile, am avut coadă, deci da. Am fost o fel de matahari o perioadă. Dar pe mine nu mă dar... Mie mi-au plăcut întotdeauna chestiile astea, ieșite din comun. Vă și plăteau pentru treaba asta? Poftim? Vă plăteau? Aveați vreo un beneficiu? Dragă, mie am zis, da, am vrut și pistol, dar nu mi-au dat pistol. Ce să faceți cu pistolul, doamna? Eu mi-am imaginat că dacă ești într-o chestie de genul ăsta, trebuie să te antrenezi, să tragi cu pistolul, să fii... Să vă duceți, da? Și dacă vă spuneau, de exemplu, acum serios, să te duci în Germania, Monica, și acolo ai misiune să executezi pe unul la metro. A fost o perioadă... Și ăla lucra la Europa. Dau un exemplu. Nu. Să te aperi. Deci eu am cunoscut niște, deci imaginează, anii 80. Păi era așa periculos ce făceați? Nu știu dacă era periculos, dar nu știi cine cu cine vorbești. Să știi că în mediul academic și atunci și acum 25-30% sunt cu grad. Deci dacă vrei la o ambasadă să înțelegi ce se întâmplă, nu vorbești cu atașatul militar. Cola culturală. Asta știm că suntem da, jurnaliști. Dar oamenii nu știu. Deci oamenii cei mai importanți în ambasadă sunt atașații culturali, Institutul Cultural Român, ca și institutele culturale alea din străinătate, au acolo, ăia sunt agenții de influență. Dar cum ați intrat în relația asta cu securitatea? Deveniți informator. Am căutat un domn când m-am întors. Deci imaginează-ți că eu am plecat în Italia. Deja aveam semnat să mă duc să lucrez în, nu știu ce, universitate, să fac. Și eu am zis, eu nu mă duc să... Aveam post asigurat. M-au chemat să mă duc la poliție, să mă declar că vreau... Doamne, bine că ați rămas, că nu vreau să mă gândesc ce făceau televiziune doamna Tatoiu fără dumneavoastră. Erați acum numai pe la Rai 1, Rai... Mara, nu fac mișto. Eu am fost întotdeauna... Da, chiar, apropo de mișto, știți bancurile astea, că le știți deci că dacă, suntem nu, cu eu, dumneavoastră? Știu toate bancurile, dar știu că vă eu, deranjează? Dacă, nu. Nu, că aveți umor. Pentru că știu că-s mai deșteaptă ca ei. Ați scris despre oameni? Nu, am scris de afară, despre... Sau? Nu. Am scris despre ce nu funcționează în învățământ. Despre șpăgi.
despre... Nu, eu vă întreb altceva. Era, nu, deci tu și nu sunteți puteai... deșteaptă și ați înțeles. Am întrebat dacă ați turnat oameni. Nu, nu. N-am făcut rău la nimeni. Acum este mult mai rău decât înainte. Nu le este frică de nimic. O să zică telespectatorii că sunteți nostalgică. Nu sunt nostalgică deloc, tată. Dar eu mergeam noaptea pe stradă, seara, terminam la ora 8 seara, da? Era în turneric beznă, că se făcea chestii. Nu mi-a fost niciodată frică. Stăteam în drumul taberei și școala era într-o fundătură, acolo, la capătul 105. Nu mi-a fost niciodată frică să merg noaptea pe stradă. Acum, în București, pe Calea Victoriei, colț cu Câmpinanu, la ora 5, era un nebun care îmbrăcat bine, da. Care când a trecut pe lângă mine, mi-a fost frică că s-a uitat urât la mine, putea să-mi ia gât. Și toată lumea întoarce capul. Apropo de ordine și disciplină. Mie îmi place ordinea și disciplină. Și acasă reușiți, adică o impuneți sau o impune domnul tatăl? Nu, suntem toți și soție și amândoi luptăm, fiecare în felul lui. Victor este toată ziua, face acte, hârtie, știe să caute. Acum de câți ani sunteți căsătoriți? Suntem împreună din 2 ianuarie 1983. El mi-a adus echilibru în viață, că eram nebună, rău de tot. Eu, acum, dacă nu eram măritată și n-aveam copil, acum cred că mă duceam pe baricade și mă duceam la Bruxelles cu fermierii. Deci eram nebună și Victor mi-a adus echilibru. 93 până acum sunt 4... Da, 40 câți? 41 de... Și ne-am căsătorit după 4 ani. Deci am, în 83 ne-am cunoscut și în 87 ne-am căsătorit. Adică l-am luat eu. Parcă cum? Nu v-a cerut de nevastă? Deci, stai puțin. Te pricepi și tu la bărbați. Bărbatului când e vorba să se te căsătorești cu el. Nu ma, vrea întotdeauna. Ba, tu ce căsătoria? Dacă te uiți la bancurile de pe Facebook, astea sunt puse de bărbați, că și la mine. Deci toate sunt... defensive. Deci el iei libertatea. Când el nu e în stare să spele chiloții și să-și facă decât să nu-și facă decât niște omletă sau cartofi prăjiți, în cel mai bun caz, el zice că intră la închisoare. Deci prin căsnicie, da? Da, deci le-e frică. Le dar e frică. Cum poți să stai căsătorit în ziua de astăzi, 40 de ani? Cum mai poți? Ce trebuie să faci? Am fost măritată de 2 ori înainte. Bine, și am învățat lecția. Deci, și care e lecția pe care trebuie să o uite, să uită tinere la noi? Deci, ce trebuie să învăț să țin să am căsnicia? Bărbații, nu. Cum mă cu Victor, deci. Are bătrânețea la bătrânețe bărbații. Dacă nu vă plac la 40-50 de ani cum sunt, să-i vedeți. A făcut 70 de ani, tata. Iar nu ai închis ușa la... Că dormim separat. Iar nu ai închis ușa la dormitorul meu și a venit pisica ta și a făcut pipi pe caloriferul meu. Când... Hainele mele sunt peste tot, eu mai și la el în cameră. Dimineața mă duc și până alerg să mă îmbrac, Mița, hop, și ea și are dar loc. Dar de ce dormiți separat? Ne culcăm la ore diferite. El, după ce se uită la Pro TV, la știri, că alea sunt fine, el, în tineri, la Revoluție, citea evenimentul zilei, ce scrie acolo, era așa, și acum... La ora 7, mort cop, se așează și se uită la Pro TV. Eu nu pot, că acolo e manipulare de aia, dar stil american. Acum e intimă întrebarea. Dragoste mai faceți? Mai există chestia asta? Sau de la un moment dat încolo, într-o căsnicie s-a oprit? Aici, pe 41 de ani, de la, eu nu știu, eu, pe mine m-a iertat Dumnezeu, nu mă mai interesează. Mi-am avut perioada mea. A, mergem, ne ținem de mână, ne pupăm la aniversări. Deci, vă întreb pentru că ați declarat odată că după 60 de ani v-a crescut foarte tare apetitul sexual. Păi da, dar acum am 67. S-au întâmplat niște chestii între timp despre care refuz să vorbesc. Când erați milionară când v-ați căsătorit? Nu. Nu. Eu am câștigat muncind ca manager la o companie, am adus bani acasă ați și făcut mai mulți bani investit. Decât... Deci, deci banii ați făcut dumneavoastră. Împreună mai, pentru că în momentul când lucrezi într-o companie multinațională ai acces la niște informații. Bursă, chestii și așa mai departe. Și eu, dacă aveam... Eu, la mine banii uite așa trec prin... Că eu nu știu să negociez. Eu nu, pentru că totdeauna am avut bani. Soțul meu, 7 ani cât taică s-a fost închis de comuniști, au fost zile în care s-a culcat flămând.
Și atunci, în acest parteneriat, eu mă duceam, aduceam banii acasă, eu nici acum nu știu conturile mele, înțelegi tu asta? Asta înseamnă adevărat. Adică nu se pune problema să banii mei, banii tăi. Deci eu, a fost eu, i-am, eu tot ce am făcut i-am dat lui și el i-a investit. Nu v-ați temut niciodată că, domne, o să plece cu banii, se îndrăgostește de vreuna mai nurlie, mai... Nu, nu știu, întreb. Eu mi-am trăit până la 27-28 de ani, am ars. Mamă. Da, tot citeam și ați mai făcut declarații de-astea fulminante, că ați făcut tot, ați zis, până am la 27 de ani. Până l-am întâlnit pe Victor. V-ați iubit și cu o femeie, doamne? Doamne fere, nu. Păi atunci n-ați făcut tot. Nu, tot. Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc. Nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine. Dar am fost crescută de o mamă pentru care Biblia era de căpăt. Tot înseamnă tot ce se poate face între doi parteneri. Între un bărbat și o femeie. Fără terți. Fără terți. Între un bărbat și o femeie. Ce pot să... Este inepuizabilă experiența erotică într-un bărbat. Ce trebuie? Găini, porci, maimuțe, femei, dacă tu ești femeie. Nu înțeleg asta, nu? Este... Dar pentru asta îți trebuie să fii creativ, îți trebuie să fii cult, da? Ai citit Kama Sutra, nu? Mărturisesc că nu. Păi citești odată. Deci, e târziu. Deci, ce sunt onestă. Deci încă o dată. Este inepuizabilă funcția. Și am avut și o fractură de șold. Nu vreau să... Nu. Poți doar mângâind degetul mare de la picior și ajungi la orgasm, dacă știi cum. Dar încă o dată, între un bărbat și o femeie. Eu nu pot să înțeleg altceva. Și ați făcut tot ce, toate pozițiile din Kama Sutra până la 27 deci, de ani? Am experimentat dimensiunile orgasmului în fațetele unui diamant cu jdămii de fațete. Și am întâlnit bărbați minunați. Fiecare bărbat din viața mea a fost o fațetă pe inel. Au fost mulți, doamna Tatoiu? Nu mai știu cât. Mulți. Mama săraca zicea, se mai gutai cât. Deci în viața lui eu iubesc onestitatea asta dumneavoastră. Nu, deci mulți, dar toți au fost frumoși, deștepți, puternici, dar de și nu erau vulgari, cum sunt niște bărbați. Cu Florin Călinescu, de ce? A fost colegul meu de bancă în clasa 1. Ai, mă. Păi, am zis că a fost o poveste de iubire. Care iubire? Mara, termină. Iubire la 7 ani. Nu, mă, eu așa... Adică te duci la Budă și-ți arăți... La moment că a fost și Nafo, nu? Mie mi-au plăcut întotdeauna bărbații. Florin acum arată rău. Dar era frumos rău. Mic? Da, nu, era bine structurat. El s-a îngreșat după aia, când a venit la București. Când v-ați început așa viața sexuală la propriu, nu pupic? Da, nu. Totul a fost întâi poveste. Nu. Adică cam ce vârstă aveți? Stai să vezi. În vacanța dinainte de clasa 12-a, aveam o prietenă, Daniela, Dumnezeu să o ierte, a murit. Aveam diabet. Și-a dat la medicină, diabetolog. Și ea era deja... inițiată. Știi de ce? Pentru că în momentul când ești bolnav, vrei să trăiești viața și atunci a început mai devreme. Și mi-a zis, stătea vis-a-vis de noi. Deci aveți vreo 17 ani. Deci era, terminam clasa 11. Uh-huh. Și Daniela avea niște relații și a făcut rost de o căsuță la Costinești. Erau căsuțele. Pe plajă, cum? Știu, am prins și eu taberele. Și Daniela zice, hai să mergem noi la... Și... părinții noștri se cunoșteau, că eram pe Rodnei acolo, era Marius Craina, care acum e doctor la spital, era o gașcă întreagă. Da, da. Și taică meu, nu te duci niciun. Nu, eram fată mare, 17 ani eram fată mare, dar eu știam, visam, deci la mine totul era preludiu în cap. Când le explicam niște unor politicieni acum, pe copii, dacă vreți să transmiteți un mesaj electoratului, nu trebuie să-i șocați dându-și vă jos chiloții, e suficient să faceți să conțină mesajul puțin sex. Și te ascultă electoratul. Să revenim pe litoral, Costinești, da, 17 ani. Zice, și am mai țin minte, mamă ce tată mișto am avut. Zice, apa de mare, soarele și nisipul îndeamnă la sex. Și mă duc eu la mare, acolo îl întâlnesc pe bărbatul care, ungurul meu. La mare l-ați cunoscut? La Costinești.
Ne duceam, se cânta Getrotal noaptea la două, frumos! Dar era o groapă, se umplea noaptea cu sticle, cu corăbioară, tu nu mai știi. Ești tânără, da? Da? Și era Piticu, era Piticu de la, care cânta și cu Phoenix-ul din Timișoara. Și până la 3 dimineața se cânta la chitară. Era mișto și beam vinul ăla alb făcut din butoane, din pastile, din, din pastile. Și vin acasă cu minte. M-am distrat copiosul. Nu, că ziceam că rămân gravidă. Eu nu știam că nu pot să rămân gravidă. Nu. Da, da, se poate. Am rămas o singură dată din întâmplare. Anyway. Și vine acasă și începe tata. Te-ai culcat cu un bărbat. Tată, nu m-am culcat cu un bărbat. Eu sunt ferm convins că te-ai culcat cu un bărbat. Mă, așa. Atenție, părinți care faceți chestia asta. Îi spune copilului, ai făcut nu știu ce. Și copilul spune, nu. Bă, și o săptămână a început școala, poți să pleci la facultate, nu să-ți dai bacaloreatul. Cu... Mă întâlneam, venea ăla, mă lua de la școală, ăla era cu cânta, cu... el a făcut primul album al Phoenix-ilor, da? Venea la, dai seama, eu în clasa 12-a, specială de matematică, numai tocilari, și venea ăla care avea plete și era îmbrăcat hipiot și m-a învățat și pe mine să mă îmbrac, venea, mă lua de la școală, mă ducea acasă, toți vorbeau. Când eu ți-am spus, n-am făcut parte din găștile alea care... E, și într-o zi am zis, bă, tata, nu și nu și tata, nu și nu și nu. Și am zis, dacă Tom zice, hai să o fac să bă cum e. Nici mai știu cum a fost. Dacă... Ce le-ați spune tinerelor din ziua de azi, care multe și încep viața sexuală la 12 ani, 13 ani? Când ar trebui o fată să facă asta pentru prima oară și cum? Nu. Deci... Sexul, ca să fie satisfăcător, măcar satisfăcător, trebuie să fie rezultatul unui proces de dezvoltare a comunicării non-verbale. Adică, nu ești iepure, nu ești oaie, nu ești cal și apă, da? Deci el trebuie să fie, relația între un bărbat și o femeie trebuie să fie, să o construiești. Am avut o astfel de relație. Doamna Tatoiu, ce să mai construiască când acum sunt 2 la 10 lei fetele în România la club? Sau mă rog, 2 la un șampanie? Alea sunt bulgare, deci nu, eu am fost la câteva chestii. Deci toate seamănă, zici că sunt păpuși gonflabile pe care le cumpere la supermarket. Dar își doresc tinerele, copilele, își doresc fie ca alea. Și pentru bărbat e foarte important. Dacă tu te comporți ca o femeie gonflabilă, poți să fii înlocuită ușor. Dacă tu construiești povești în relație, de ce că am rezistat 40 de ani? Eu asta v-am întrebat. Pentru că tot timpul eu m-am reinventat. Tot timpul am construit povești. Este ca în dansul ăla. Dar pentru a putea face asta, trebuie să fii cult, să citești fatul. Și trebuie să fii și bogat cumva? Nu. Dar ce e feminitatea? Feminitatea este vibrație. Deci bărbatul ăla, tu când vrei să ții un bărbat, poți să-i faci ce vrei tu, că poate să-i facă și alta. Și prostituatele o fac mai bine decât tine, dacă el s-o luăm așa. Da? Problema este, e ca și în business, ca și în profesie. Tu trebuie să construiești în tine acel tip de personaj, de caracter, care să fie unic, să nu te poată înlocui. Și eu am mai spus de multe ori, toți bărbații care m-au cunoscut nu m-au uitat niciodată. Din punct de vedere al deci personalității. Deci nu fără lipsă de modestie. Le-am dăruit ceva pe care alte femei n-au făcut. Și mi-au spus-o, acum la bătrânețe ne mai întâlnim. Și Victor știe, și am prieten, iubitul meu, după băiatul ăla am avut o iubire de aia. Dar după prima căsnicie care a durat 2 luni. Da. După aia am avut o iubire de aia. Cu de toate. Așa ori, aia, bogată. Deci când te urci. Și? S-a sfârșit? Nu știa să facă bani. E, vedeți, doamna Tatoiu, că eu v-am zis. Nu, tocmai ce v-am zis că trece și prin stomac, dragoste. Nu, deci eu nu pot să întrețin un bărbat. Deci eu nu suport, adică nu pot să te respect, încă o dată îți spun, nu că e vorba că pot să fac bani, dar nu pot, cum pot să respecti un bărbat care trăiește pe spinarea ta?
E genul de intelectual pe care e mișto să-l întâlnești la 20-25 de ani, care îți recită poezii, cu care poți să discuți filozofie, care se regulează la, ca intelectualii, nu ca și... Cum se regulează intelectualii, doamnă? Tu n-ai întâlnit intelectuali care să... Deci, care nu este început, care nu e din trei părți. A, B, C. După ce începe A1, B1, C1, A2, B... Nu înțelegi. Dar nu, trebuie să cauți un intelectual. La testele lui Fimiu de la Cambridge, când spuneți A1, B1, C1. Da, eu, adică trebuie... E o spirală. Dar nu oricine poate face. Unul care vine de la săpat câmpul, nu poți. A doua căsnicie cum a fost? Deci prima două luni? Prima, nu, trei luni. Trei pentru luni. Că a fost un pariu, măi, mara, că tata-i, taică-mi, tot nu o să intri la matematică. Am intrat a doua, 9-98. Nu o să iei bac, nu o să iei bacul, am luat 10 la bac. Nu o să faci, nu o să nu știu ce. Nu o să-ți iei doctoratul, că eu am intrat la doctorat la 10 pe loc. Tot taică-mi, ăsta era stilul. Nu o să te măriți. Nu o să te măriți, nu, că nu te ia nimeni, că ești nebună, că ești nu știu ce. Nu mai ia nimeni. Care zici tu, tata, că e cel mai tare din parcare? Deci v-aș căsători dintr-un orgoliu, da, ca să demonstrați. Am ales eu cel mai frumos, cel mai cult, eram laureat al premiului Academiei, la lector, la politehnic. Și de ce zavârși așa în trei luni? Era prea intelectual. Înțelegi? Prea intelectual. Și sexul era... N-am făcut sex înainte. Că nu era... A fost surprins când... Nu? Dar cum să te căsătorești? Așa era, am avut nuntă la Metropolie, cu mare, 200 de lei, am avut trenă de 50 de metri. Ce ați făcut dumneavoastră la prima căsnicie? Se cheamă să cumperi ceva pe nevăzute. Păi nu, că așa era pe vreme. Deci eu am fost ostracizată pentru relația mea. Nu era ca acum, mamă. Am înțeles. A doua căsnicie? Pentru Buletin de București. Ați plătit? Ați dat bani? Nu, dragă, eram colegi de facultate, eu aveam media 9-98, el avea 8-70 și prin căsătorie el a intrat la media mea. De ce? Înțelegi? Asta da? A fost, da, da. Dar noi am fost prieteni foarte buni. A, deci n-a fost o relație consumată, a fost o înțelegere, nu? Nu! Atunci era cea mai bună soluție, nu știu că ne-am iubit așa. Da, ați fost împreună. Am fost partener de bridge, înțelegi? Ați mai vorbit după divorț? Da, m-am întâlnit cu el. Divorțul a fost nasol că maica mea le-a dat banii lui soacră mea. Nu, el a fost un tip super mișto. Dar i-a dat banii lui soacră mea. Soacră mea că s-a dus să cumpere apartamentul, a zis că-s banii comuni. Și statul, când ăsta a fugit în Italia, după în timpul divorțului, mi-a luat nu știu cât în casă. Mm. Eu am stat cu chirii în casa mea până la Revoluție. Da? Și atunci a fost puțin, divorțurile astea cu bani sunt... Da. Cum trebuie să fie, doamna Tatoiu, bărbații? Bărbații? Ca să rămână o femeie deșteaptă cu ei. Nu mai sunt bărbații aia. Nu știu, cred că le e frică de femei. Că și femeile astea au început, că ele sunt singure și cresc copiii singure. Ele sunt one man show și nu bla bla bla. Și normal că bărbații săraci de ei, că și așa sunt bărbații ca și copii. Nu mai ai bărbații ăia care sunt... Că femeile au devenit prea agresive. Deci un bărbat nu-mi place. Unui bărbat adevărat. Victor când se uită la astea pe la televizor și zice, vorbește cu televizorul, nu pot să spun ce zice. Deci, femeile nu mai sunt feminine. Și normal că atunci ei se cuplează între ei. Asta e părerea mea. Deci pentru... nu vă place feminismul ăsta dus la extremă? Ferește. Nu termină cu prostiile. Alea nu sunt femei. Alea sunt cu vaginul uscat. Nu. Cu vaginul cum? Uscat. A. Înțelegi la ce uite părere. Că ajungem la... Ați nu, așa spus? Le spun eu. Deci eu le simt. Alea care vor să fie șefe. Și ele fac parte dintr-o categorie că am văzut mai nou cu melodia aia de Macarena, nu știu ce, că femeile sunt agresate de bărbați. A, Erica Isac e piesa. Nu mă interesează. Da. Domnule, băi, tu știi că 20, statistic, 20% din bărbați sunt agresați de femei. Nu știu deci, dacă e procentul nu, atât nu, de mare. Nu, este procentul pe care l-am aflat din America.
Păi, nu, noi vorbim de România. Nu deci, știu, în America, America care mai... e țara tuturor posibilităților, domnule! Da, da, vedeți că majoritatea șefilor sunt în continuare bărbați și cel puțin în România există hărțuirea asta a unor angajate. Dacă nu e, de ce nu m-a hărțuit nimeni? Nu știu, dacă nu v-a hărțuit, poate v-a plăcut. Nu m-a hărțuit nimeni niciodată. Eu niciodată n-am făcut. Eu cred în schimb un lucru, că atunci când o femeie este deșteaptă, știe să taie din starci și să impună bărbatului astfel încât acela să nu îndrăznească. Să spun ceva. Dacă el este de ăsta care are nevoie la serviciu să... Eu am o teorie și le-am spus-o prietenilor mei. Bă, niciodată la serviciu. Că nu poți să trăiești cu ea. Mai da, bine... acolo se întâmplă, să știți. Păi acolo se întâmplă că ei sunt leneși și fraieri și ei. Zic, bă, dacă vreți, o faceți în altă parte, nu la serviciu. Că durează 6 luni, un an. Dar după aia, ce faci? Te întâlnești cu ea pe coridor și... ia te reclamă pe tine. Situații... Eu întotdeauna am condus o companie când am văzut... că se întâmplă, mai ales la bărbații însurați, eu am dat afară femeia. Femeia ați dat-o afară? Păi de ce? Pentru că am teoria că eu am o problemă cu femeile care se cuprează cu bărbați însurați. Cățelele astea... Dar ei care se... Nu, ei sunt... Că ei vin, știți, că bărbații însurați... Tu nu înțelegi bărbații. Vin cu... Probabil că nu. Vin cu aceea, sau nu înțelegem la fel. Vin cu aceeași poveste. Sunt nefericit. Nevastă mea s-a îngrășat. Nu, dacă nu ridică coada cățeaua... Nu. Aoleo, doamna tatoiu, sunt... nu vreau să aud așa ceva. Asta e părerea mea. Cum? M-ai chemat să spun adevărul? Da, da, suntem dumneavoastră care călătoriți atâta, vă plimbați atât de prin ce? Lumea asta. Cum deci, să spuneți când aud de asta, chestia asta cu micul? Adică dacă o femeie... Măi, ea... dragă, m-a agresat acum 30 de ani. Când ea era o pițipoancă care vrea să facă film la Hollywood și era dispusă să-și desfacă picioarele, doar îi dă un rol. Dar nu știți prin ce a trecut. Eu nu sunt, ne cunoaștem în particular bine. Deci, am avut eu multe discuții. Nu sunt de acord cu dumneavoastră nici 0,01%. Adică de ce n-ai spus atunci dacă ce o spui după 30 pentru de că ani? N-a fost contextul, pentru că e o traumă, pentru că pe dumneavoastră nu v-a agresat nimeni, să știți cum e. Deci, până când tu poți recunoaște, este o amintire, așa cum v-ați îngropat. Dar de ce n-a plecat? Păi ascultați-mă, cum v-ați îngropat prima noapte de dragoste nu vă amintiți, așa femeia care este victimă își îngroapă amintirea aia groaznică. Atunci a putut, nu putem judeca asta. Intuiește, vreți să spuneți, există și femei care pentru a ajunge ceva într-o anumită carieră la politica românească, doar sub tramvai n-au fost, dar există și femei victime și acum noi femei de procente. Eu nu sunt feministă, sunt ca dumneavoastră, dar nu pot să neg o realitate de genul ăsta. Adică nu pot să gândesc că dacă eu merg cu un super decolteu dar acum, nu te duci cu super decolteu. Dar de ce? Păi uite de aia. Dar de ce la bancă nu poți să te duci dar cu e problema până la ca să nu devină erect clienții. Habar n-am, dar e problema clientului. De ce la biserică trebuie să-ți nu acoperi știu, capul? Doamna, nu deci eu nu mi-acopăr capul la biserică. Deci, eu niciodată. Deci, pe mine mă vezi că eu mă îmbrac nu, în toate nu feluri. Nu, fiu, da. Deci, nu, încă o dată, nicio secundă. Trebuie... Adică femeia devine dacă e decoltată? Deci nu-ți arăți pieile. Deci, asta... Nu arăt pieile, arăt ceva. Știți că... Da, de ce? De ce trebuie de să ce o fac? Pentru că sunt, am pentru ceva ce frumos, faci? Dar nu fac ca să mă violeze lumea. Nu, da. Încă o dată, când... să mergem la împerecherea insectelor, albinelor. Da? Ce face când trebuie să împerecheze? E colorat, nu? Ca să se... Deci, animalii... Nu... Păi, animalele nu gândesc, doamna tatăl. Noi gândim. Nu înainte de a cărțui o femeie, deci, gândim. Ți-am povestit viața mea sexuală. Și... Dar încă vulgar. Mergi pe stradă acum și le vezi. Umerii dezgoliți. Eu niciodată n-am umblat așa. Ai altceva. Deci, ce faci în spatele ușilor închise, când ești tu cu el, sau cu ea, cum poți fi acum, da? Adică dacă ai aia un număr este dezgolit, o chestie eu... foarte intimă să-ți dezgolești. Deci, pielea dezgolită pe mine mă... Pe dumneavoastră, da? Dar nu, dar... Eu am venit că ne-am întâlnit dimineață, da, am o bluză cu un număr, un singur număr ieșit. Și pe dumneavoastră am fost în emisiune cu dumneavoastră în care ați venit cu un număr ieșit. Da, este cu totul, așa. Nu, stai puțin, dar ce-am explicat? Granița este foarte subțire.
Și eu am avut că se purta mini, da? Aveam un fustă până aici. Și... Dar nu v-a plăcut să purtați mini, nu, că știu. Nu, știu. Nu. Aveam două picioare de fotbalist și la mine n-am avut picioare de picioare frumoase. Da. Da. Și aveam, da, dar mi-am... Da, nu eram frumoasă, dar eram... Am explicat. Și aveam fustele alea scuși și am zis, ce pui mei să pun eu ca să fie totuși, că nu se uita la picioarele mele, că erau rahat, da? Și aveam, stai puțin, aveam o fustă de piele, și acum țin minte, cu niște capse. Și când se închidea ușa și făceau capsele, pac! Dar de ce purtai? Uite acum, de ce ți-ai fi pus o fustă scurtă pentru cu cap? Pentru ca să o folosesc, dar nu pe stradă. Păi unde o purtați? O vă schimbați păi, în sufragerie? Când mă întâlneam, când mergeam, ne întâlneam, ne plimbam și, pormă, capsele săreau când trebuia să sară. Încă o dată spun. Deci, atenție, apropo și de moda asta care e acum, este granița foarte subțire pe care au trecut-o între vulgă. Deci, dacă arăți totul, ce mister mai e pule? Dacă arăți totul, atât te duce capul. Și nu știi să construiești o deci asta chestiune. Nu pot să înțeleg. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii violat sau hărțuit. A, nu. Pentru că arăți tot. Deci, eu nu știu, că eu n-am văzut viol pe stradă. Cum? Aici, deci merg pe stradă și să sară unul pe altul, n-am văzut. Nu, dar se întâmplă și violul pe stradă. Se întâmplă, te urci într-un taxi și te duce. E mic, nu contează, dar rata violurilor în general este foarte mare. Statistic nu e relevant. Statistic este relevant faptul că victimele nu vin să povestească. Din același motiv, este atât de îngrozitoare amintirea ceea ce s-a întâmplat, încât o arunci și spui bine că pot merge înainte. Nu pot să asta poate pentru întâmplă. Că eu sunt altfel, dar nu poate că, e părerea că nu ta. Dar încă o dată, e cazul ăla cu fata găsită, femeia găsită în centru vechi. Da. Inconștientă și da. Nu știu ce. Acolo, din informațiile mele, nu știu, eu nu merg pe deci încă o dată, este, Dumnezeu ți-a dat puterea de a alege. În momentul în care alegi, alegi și consecințele. Asta nu știu multe dintre fete. Deci dacă îți alegi calea, asta e dreptul tău. Eu nu-ți pot care spune. Care cale, da? Purta un decât tău? Cu calea lui, da. Să se descurce în viață, da. Unele fac compromisul să căsătorească cu bărbați care n-au nicio treabă doar pentru că au mașină și le țin. Că e plină, nu numai România. Toată lumea. În ce ar putea oamenii să investe? Acum, în ăștia, următorii 20 de ani. În următorii în ce 20 de ani. Să investim deci, banii? Cei care m-au întrebat acum 10-12 ani, le-am spus băgați în curierat. Pe asta i-am învățat. Eu am făcut primul sistem de curierat ieftin în 1997. Uhum. Și asta le-am spus. Atunci am simțit. Urmează vânzările online, investiți. Da. Ăsta e domeniul. Avem și pandemia sau și da. Triplat. Da, nu, da. Și cine m-a ascultat, de ăștia mici, și pormul se vinzi afacerea și face da, da. Acum, sfatul meu este pe mâncare. Dar mâncare în sensul următor. Încă terenurile în România sunt ieftine, deci investiți. Sere. Mici fabrici de mâncare, că nu mai miete. Ce fel de mâncare? Deci, mâncare, de făcut sarmale. Mergeți undeva, faceți o fermă, afumătoare în afara Bucureștiului, să nu fie la vedere, și vindeți, faceți un calcul, câți clienți îți trebuie ca să trăiești. Deci trebuie să, o familie, trebuie să ai posibilitatea. Internet. Eu fac torturi, eu fac sarmale eu... și am 50-100 de oameni care mă cunosc și care din gură în gură m-au promovat. Nu-mi trebuie foarte, deci nu trebuie să-ți fără firmă? Fără firmă. Aolea, doamna tată, stați că vorbim de lucruri sfinte. Deci nu le dau bani la stat. Este parter. Pe vremea lui Ceaușescu, cum am trăit bine? Că ăștia vine filmul și nu mă știu, întreabă, n-am trăit mama, bine, voi v-ați mâncat între voi că era sărăcie. Păi naiba. Deci era barter. Eu produceam lemn, tu produceai brânză, făceam barter și așa toată lumea... Așa era și în peșteră la... Da, e normal? Adică ne mai civilizăm? 2025-2026 va fi dramatic. Și ăștia trebuie să înțeleagă că nu pot unii să muncească și alții să huzurească. Și atunci,
pe mâncare n-au ce să facă. Deci trebuie să începi să crești găini de astea, dar să le... nu faci de toate. Ne întoarcem la dietă. Există dietă pe care să o țineți? Am ținut dieta metabolică, e fără alcool. Cum e fără alcool? A, nu vă avantajează că doamna Tatoi o... Eu beau, nu, sunt cu toate, nu mă imaginați că sunt vreo pețivă. Nu, șampanie, șampanie, o sticlă de șampanie între 12 și 5 de după masă și 2-3 pahare de vin roșu până la 12 noaptea când mă duc zilnic, la culcare. Zilnic, chestiunea asta. Zic. Și uite-te, vinul roșu, dar nu vinul roșu de la demisec, cum le place românilor care... Dacă se... v-ați operat acum la genunchi, ați mai avut voie cu șampania? Nu, cred. Am stat doar 2 zile în spital pe chestia asta, trebuia să stau... Și a fost greu fără șampanie 2 zile? Toată ziua mă băitam, domnul doctor! Dar au vrut să-mi aducă, zice, lasă că vă aducem de alea, de, știi cum poartă americancele. Da, da, aia de cafea. Nu, șampania cât are? 11%? Dar mie îmi plac bulele alea așa. Care... Și 11% nu e mult, o bere are 4%. Nu beau bere. Be, știu, dar și 11%... Deci alcoolul... Dar nu e alcoolism să bei în fiecare zi? Sau de unde pornește alcoolism? Nu știu, tata, dar eu așa sunt de 20 de ani la mine, mai mult. Păi veneau șefii de la... știi cum sunt suedezii aia care cu verde, cu planeta, cu nu știu ce, o apă cu lămâie. Și zic, dă-le apă cu lămâie. Eu îmi scoteam, spuneam să-mi aducă la ora 12, venea șampania. Mai era un subiect pe care aș fi vrut să-l ating. Ați avut un cancer în două rânduri. E tot acolo. E tot acolo? Da, da. Endometru. Da, nu? Exact. Dar a scris presa. A scris presa, de aceea am permis să... dar sunt foarte multe femei în România care au probleme, fie endometrioză, fie... Eu de asta nici n-am putut să fac copii. Deci de aici vine infertilitatea, asta voiam să vă spun. Eu am o fetiță de 2 ani și știți lucrul ăsta. Și în toate tratamentele astea în care am fost, n-aveam o problemă cu endometru, era o chestiune doar de... Eu de la 24 de ani. În sfârșit, am întâlnit foarte, foarte multe femei tinere sau trecute de 35 spre a doua vârstă, așa să nu jignesc pe nimeni, cu probleme mari de tot la endometru. E foarte, nu știu, e foarte răspândită. Eu aveam și uter retrovers și problema asta la endometru, care s-a declanșat la 24 de ani, pe urmă s-a retractat în momentul când am născut. Deci 5 ani după ce am născut n-am avut nicio problemă, după care pe bază stresul provoacă. Da? Da. Stresul. Mai era o cauză și mulți parteneri sexuali acum. O fi și asta. Știu. Dar cred, adică sunt multe, am citit, dar cred că cauzele pentru ce care... Ce spunea tata, începutul vieții sexuale prea devreme poate să provoace. Sau chestii. Asta, da. Deși cauzele sunt necunoscute, pentru că analizele sunt foarte bine. Da, nu, se poate declanșa, ai... da. Deci când ești tânăr poți să mori în 6 luni. Deci am avut prieteni care... Serios? S-a declanșat. Cu cât ești mai tânăr, cu atât cancerul se răspândește, că apropo de mine, de ce îi spuneam. Dar am avut o surpriză foarte... Eu am avut o prietenă foarte bună, Cristina Materiscu. Ea a fost șefa Institutului Apicol, înființat de Ceaușescu prin 68-70, pe terenurile pe care acum s-a construit acolo, da, ca la Balamum, da, jurul liceului Apicol. Și Cristina a lucrat cu japonezii, am fost la niște conferințe cu portughezii și ei au dezvoltat, deci rețeta asta nu am inventat-o eu, da? Deci ei au făcut studii. Cristina mi-a făcut-o. Mi-a făcut o rețetă similară. Ce rețetă? Că nu știu. Asta cu lăptișor de matcă, cu... Nu, spuneți-o, că nu știu despre ce e vorba. 2 kg de... Deci e rețeta care va vindeca de cancer, nu? Când a recidivat cumva. A ponderat, pentru că vreau să-mi facă biopsie, histerectomie totală ei mei, da? Eu am avut, cum se numește, de asta, ciclu până la 60 de ani. Eu am avut... gogoloaiele alea din care se fac copii până la 60 de ani. Ovocită. Da, nu știu, pui mei, eu nu le am cu chestiile astea, nu mă interesează. Deci îți spune, nu mă lua ca asistent de referință, că tatoiul le știe pe toate. Păi nu sunteți în situația asta. Așa. Dar dați-mi rețeta asta, deci în fiecare zi... N-am mai folosit-o, că chiar acum m-am vorbit cu... Sar de la una alta. M-am întâlnit, ieri m-a dus un șofer de la altă televiziune,
m-a dus acasă. Și la sfârșit îmi zice, știți, doamna Tatoiu, n-am putut până acum să vă spun, dar viața soției mele vi-o datorez. Și doar ce am făcut eu pentru asta? Știți că ați publicat rețeta dumneavoastră și soția mea s-a pus la doctor și i-a spus că are la sâni. Eu, nu era vorba de sân la mine, era de endometru. Bine. Și eu i-am făcut rețeta și după 6 luni s-a dus la doctor și doctorul a zis că nu-i vine să creadă că nu mai are nimic. Și dar pe care chestia e rețeta? Asta, vă rog să mi-o spuneți. Deci sunt 2 kg de miere de salcâm adevărată, nu de asta, făcută de chinezi, cu zahăr. Da? Deci trebuie să fie și necontaminată. Singurul loc în care se găsește miere necontaminată și verificată era la Apimondia, că aveau aparatele alea după Cernobâl. Deci 2 kg de astea, nu mai știu cât polen proaspăt măcinat, 4 grame, domnul ăla mi-a spus că i-a pus 7 grame de lăptișor de matcă adevărat proaspăt, propolis și amestecate și luate cu jumătate de oră înainte de... Este crește înainte imun. De masă? Înainte dimineața, de masă. Doar o dată pe nu, zi? Nu, de 3 zi, dar toate mesele înainte. A, la da? Toate mesele. Sfatul Doamne meu ferești. Este că da. Ori acest tip de produs poate ajuta, te, ajută, te ajută la creșterea imunității. De fapt, el asta face. Da. Ajută organismul să se... lupte, da. Deci când am pus proteza de șol, tot așa, am făcut cura asta și eu după 6 luni am schiat. Deci, încă o dată, este... produsele pe bază sunteți de miere. E adjuvant așa, sunteți un fel de Robocop acum, că aveți deci, la dreptul aveți proteză. Aici am proteză și aici am fiare. Ce faceți așa, vă rog, cu mâna stângă și acolo aveți un pic de aici, e plastic. Așa, și am proteză totală, adică eu da? Sunt... Dar de ce aveți? Ați vrut dumneavoastră ca americani să vă faceți dantura perfectă? Nu, dragă, mi-au căzut dinții. Am și avut sunt implanturi sau o scoateți? Nu, e o scot, o spăl exact ca și... Nu cred. Orice. Da, de 12 ani. Adică seara e în pahar? Nu pune în pahar, doamne, deci bine, mă în butieră, în ce? Nu, dorm cu ea. Deci, a, dormi cu deci ea. Ideea este că pentru fiecare masă o curăț. Dar pe ce stă? Este... Păi, prin, cum este, prin aderență, e făcută, face... Deci, are ventuză de aia? Nu are, e, așa e bine făcută, deci eu... Se creează, e ca și când ar fi lipită. Dar eu eram convinsă, ferm convinsă că aveți... Până dacă tragem puțin de ea, o scoatem. Doamna Tatoiu, puteți să vă scoateți un pic proteza în direct, vă rog? Glumeam, vă dați. Mi-a scăpat odată când m-am certat cu unul pe politică. I-am... Nu cred. În direct? Da. Aș face și episodul 2 și 3 și 4, că sunteți absolut inepuizabilă. Deci, încă o dată, tot ce vă spun, deci nu mint și nu mă interesează dacă mă judecați. Eu mi-am făcut datoria să vă spun cum gândesc eu. Dacă am jignit pe cineva, îmi cer scuze, dar modul în care eu gândesc nu mi-l scoateți din cap nici cu miliția. Deci asta e. Așa sunt eu și îmi asum. Trebuie să ne oprim. Mulțumesc din suflet Mara, încă o dată. Te sărută, a fost o plăcere. Îmi cer scuze pentru asta, dar se potrivește cu anul care vine.